Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Doamnelor și domnilor, pentru că aseară discutam despre postul Crăciunului, despre prima zi a postului Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, pentru că discutam de cumpărăturile românilor, pentru că discutam de scumpiri, pentru că discutau colegii noștri prin piața din Buzău cu cetățenii despre cât de mult își mai permit să țină postul anul acesta, în 2022. Iată că m-am gândit să fac așa o legătură între ceea ce înseamnă piață, cumpărător, comerciant. Și am zis ca în această seară să am invitată alături de mine chiar reprezentanții SECE, Piețe, Târguri și Oboare din Buzău, pentru a vă oferi dumneavoastră mai multe detalii. Pentru că la preluarea mandatului, doamna director Elena Ivan chiar afirma în presa buzoiană, când voi veni la conducerea SECE, Piețe, Târguri și Oboare, voi face multe modificări. În primul rând, voi începe cu restructurare, comasare și modernizare. Un om care, într-adevăr, își dorește să schimbe lucrurile în bine pentru cetățeni, zicem noi, din ceea ce reiese din declarația doamnei director. Pentru că vorbim de un om cu o experiență vastă, vorbim de o persoană venită din mediul privat, o persoană care, probabil, dacă am fi stat la povești și dacă am fi avut o altă temă destinată acestei emisiuni, o emisiune de weekend, probabil am fi făcut o emisiune de vorbă cu doamna Elena Ivan în calitate de bunică, pentru că poate mulți vă întrebați, doamna Elena Ivan, pensionar, însă iată director la SECE, Piețe, Târguri și Oboare. Da, se poate, pentru că atunci când ești profesionist poți să faci și aceste lucruri, zic eu, dacă putem îmbina totul și să iasă lucrurile așa cum trebuie. Și pentru că vrem să vedem ce s-a mai modernizat, ce s-a mai schimbat, cu ce probleme a preluat doamna director Piețe, Târguri și Oboare atunci când făcea acele declarații în presa buzoiană, m-am gândit să-l avem alături de noi în această seară și pe domnul Valentin Manolache, este șeful serviciului comercial de la Piețe, Târguri și Oboare de la Buzău, este și actual consilier județean, un an de mandat. Iată, doamnelor și domnilor, în această seară aducem șefi de instituții, șefi de societăți comerciale, oameni care ne pot da mai multe detalii, oameni care pot discuta cu dumneavoastră și în calitate de consilier județeni și în calitate de șefi ai compartimentelor din cadrul SECE, Piețe, Târguri și Oboare din Buzău. Însă, haideți să facem prezentările. O avem alături de noi pe doamna director Elena Ivan. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, doamna director. Și așa cum vă spuneam, ni s-a alăturat și domnul Valentin Manolache, șeful serviciului comercial de la Piețe, Târguri și Oboare din Buzău. Bună seara, domnule Manolache. Mulțumesc pentru prezență la noi în studio. Doamnelor și domnilor, așteptăm întrebări la numărul afișat pe ecran, așteptăm mesajele dumneavoastră. În această seară, invitații vă vor răspunde, dumneavoastră celor de acasă, cei care, într-un fel sau altul, sunteți sau nu mulțumiți de ceea ce se întâmplă la momentul ăsta în piețele, târgurile din Buzău. Doamna director, vreau să încep cu dumneavoastră, pentru că aveți o experiență vastă, pentru că vreau să facem o trecere în revistă și oamenii să vă cunoască. Cine este Elena Ivan, actualmente director al SECE, Piețe, Târguri și Oboare din Buzău? Deci, sunt absolventă unei facultăți de profil mecanic. Am lucrat numai și numai în mediul privat, de la proiectare până la execuție, până la conducere de secții, de ateliere și așa mai departe. Mi s-a oferit șansa să preiau mandatul de director la SECE, Piețe, Târguri și Oboare. În ce circunstanțe vi s-a oferit? Ce vă recomandă pentru această funcție? Probabil că m-au recomandat seriozitatea, profesionalismul, puterea mea de muncă, implicarea în rezolvarea problemelor și
zic eu că sunt un om dedicat muncii. Ați avut emoții 6 luni de mandat, doamna director, pentru că veniți din mediul privat, veniți din altă zonă, nu are nicio treabă cu ceea ce faceți la momentul acesta. Nu am avut emoții, am avut frici. Pentru că, într-adevăr, activitatea din mediul privat diferă de activitate. Cu toate că noi suntem o societate pe acțiuni, dar acționarul unic fiind Consiliul Local, deci suntem guvernați de către primărie prin Consiliul Local, lucrurile stau în mod diferit. Adică dacă în mediul privat astăzi îți spuneai în gând să faci ceva, mâine... Acum depinzi de alții, da? Acum, mai întâi trebuie să treci prin plenul Consiliului Local Municipal, primarului în speță, după care hotărăște. Este un lucru bun, pentru că, într-adevăr, ești trecut printr-un filtru prin care primăria te ghidează să faci lucruri utile pentru urbe, că de fapt... Abia am început emisiunea, se pare că avem un telespectator pe fir, după care revenim la discuție, doamna director. Bună seara, ne auziți? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm. Haideți să vedem ce întrebări avem pentru invitații din această seară. O întrebare pentru invitații dumneavoastră. În opinia dumnealor, cam cât este proporția în piață între producători și comercianți și ce măsuri cred dumnealor că se impun ca acea proporție, care să vă spun orientativ dumnealor, ar putea fi modificată în avantajul producătorilor. Vă mulțumesc și o emisiune plăcută vă doresc. Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Invitații vă vor răspunde pe rând. Mulțumim pentru întrebare. Deci, conform legii 348 de organizare a piețelor agroalimentare, piețele sunt obligate ca minim 40% din numărul tarabelor să fie alocate producătorilor. Noi în piața centrală avem un număr de 500 de tarabe, dintre care 197 sau 196 sunt dedicate producătorilor. Avem 16 tarabe din față care sunt alocate comercianților cu citrice și fructe de sezon, iar restul sunt pentru comercianți. Deci respectăm proporția impusă de lege. Ceea ce vreau să specific este că tarabele dedicate producătorilor sunt întotdeauna ocupate în proporție de între 75% și 90% în funcție de sezon. Deci acum, venind iarna, într-adevăr, unii producători nu mai au produse, dar ei au relații contractuale cu societatea noastră pe termen lung. Deci, în general, producătorii au contracte de la 1 la 3 ani. Deci, ei funcționează tot timpul anului în piețe. Sunt producători tradiționali, unii producători au tarabele moștenite de la bunici, părinți și acum sunt copiii care și-au păstrat tarabele. Și totuși au fost probleme și la producătorii tradiționali, pentru că cei de la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului spuneau că au avut acțiuni în zilele trecute, săptămânile trecute, iar acolo, la produsele tradiționale, de fapt nu erau tradiționale, acolo au descoperit nereguli. Știți? Și de aici vine întrebarea. Cine îi verifică? Cum aflăm? Cât va mai dura? Până când îi vom scoate din ecuație pe cei care... Până una alta ne cam înșeală, nu? Aici vorbim de produs tradițional, dar e cam în zona penal, știți? Deci produsul, ceea ce vreau să spun, că uite, avem o experiență, de exemplu, de curând am fost la o întâlnire cu Asociația Administratorilor de Piață din România, unde a fost dat, de exemplu, Brașovul. Brașovul a avut o acțiune importantă în piețe, din care s-a înțeles că în piețele din Brașov sunt numai producători, ceea ce a fost fals. Ei ce au făcut? Au vrut să se asigure, și lucrul acesta vrem să-l facem și noi, au vrut să se asigure cu cei care sunt producători să fie într-adevăr producători, adică omul când știe că ia de la producător... Să scăpăm de samsari și de vișnițari ăștia, doamna director, din piețele noastre, pentru că avem produsele noastre autohtone, avem țăranii noștri, avem bunicii noștri care pot veni și pot aduce marfa asta. Problema producătorilor
este că ei nu pot asigura, deci ei închiriază pe termen lung o tarabă, ei nu au capacitatea de a asigura tot timpul anului marfă pentru a o vinde la taraba respectivă. Deci producătorii au o mare problemă, ce am constatat și prin vizitele pe care le-am făcut în țară. Ei nu au capacitatea să-și producă, să-și cultive pământul, să aibă grijă de el, să vină și la piață să desfacă marfa și așa mai departe. Mulți dintre ei preferă să vândă marfa din teren, așa zisilor samsari. Deci sunt comercianți, sunt mulți comercianți care cumpără produse românești la producători. Noi asta vrem să băgăm în piață, produsul românesc, indiferent că îl vinde producătorul sau comerciantul. Da, să-l vândă tot la preț rezonabil, nu să mi-l dea mie dublu sau triplu. Să știți că de multe ori prețul îl fac comercianții, nu producătorii. Pentru că producătorul zice că el are marfă de bună calitate, marfă ecologică, marfă bio. Și într-adevăr, am avut experiența târgului de toamnă. În târgul de toamnă de anul acesta nu a fost niciun comerciant, au fost numai producători, 100% producători, iar prețurile au fost foarte sus. Bineînțeles că toată lumea a strigat, de ce în târgul de toamnă sunt prețuri foarte mari? Nu a fost un reglaj, deci nu au fost și comerciali și producători, așa, pentru că prețul, cine îl face? Piața. Clar. Pentru producători au vândut, eu de exemplu, că în prima zi când m-am dus în târgul de toamnă, am cumpărat miere de albine de la un producător cu 30 de lei borcanul și la sfârșitul târgului l-am cumpărat cu 20 de lei. Deci prețul îl face până la urmă piața. Domnul Manolache, de cât timp lucrați la SC Piețe, Târguri și Oboare Buzău? De 6 ani de zile. De 6 ani de zile, de 1 an de zile sunteți consilier județean. Când vreodată vom scăpa de bișnițari din Piețe, Târguri și Oboare, domnul Manolache? Și până la momentul ăsta, în calitate de șef al compartimentului comercial, în colaborare cu colegii dumneavoastră de la celelalte servicii din cadrul piețelor buzoiene, ce ați făcut pentru a atrage cât mai mult producătorii autohtoni, țăranii noștri, bătrânii noștri, pentru că discutam în emisiunile anterioare cu cei de la Poliția Locală și chiar m-am revoltat și eu și colegii de la știri. Nemulțumirile noastre pornesc atunci când vedem acei bătrâni cu o legătură de pătrunjel, cu o sticlă de lapte sau câteva ouă, pentru că nu pleacă nimeni de acasă, de bine, și sunt izgoniți de la colțul pieței. Bun, eu am înțeles, înainte acestei emisiuni chiar vă întrebam ce facem cu bătrânii noștri care nu vin la tarabă. Mulți dintre ei nu-și permit închirierea unei tarabe, însă haideți să le facem acolo, în colțul pieței, un spațiu unde cred ei că au vadul ăla, da? Și vin cumpărătorii. Deci am venit în cu cel puțin un an de zile, împreună cu Poliția Locală, care activează în piața centrală și am pus la dispoziție, avem niște tarabe sezoniere, un număr de 10 tarabe, sunt cele verzi din spate de la citrice, în care bătrânii, bunicii noștri, că toți am crescut de la țară cu o brânză, un lapte și toate astea, dar eu nu cred că municipiul Buzău, în piețele de municipiul Buzău, vreun bătrân a fost îndepărtat sau... Domnul Manolache, deci să știți că colegii noștri vor sta foarte mult prin piețe. Să nu cumva să vedem vreo bătrânică izgonită din piață. Dacă îmi permiți, Vali, zona unde stau acei bătrâni nu este zona pieței. Doamna director, da, este doamna în zona director. Pieței. Toți am crescut la țară, da. Toți avem bunici la țară, toți avem părinți la țară, însă, de bine, nu-ți vine nimeni. El știe că în colțul ăla de la piață are clienții lui, vin clienții lui. Dacă eu l-am mutat la o tarabă, el nici nu-și permite. Știu că există acele zone sociale pentru astfel de situații. Însă, putem să le mutăm, domnul Manolache, în zonă. Deci, v-am spus că împreună cu Poliția Locală și toate, deci am pus la dispoziție, bătrânii nu merg acolo. Și cei cu laptele? Adică,
care sunt în Bun, zona Carrefour. Nu merg acolo, dar haide să facem acolo unde stau ei, la colțul pieței, nu, în altă... Nu putem face decât în zonele unde le administrăm noi, unde avem concesiune. Sau deci, măcar să nu-i izgonim, dar nu izgon... Deci, vă garantez că nu este izgonit niciun bătrân. Vă dau un exemplu. Sunt bătrânele cu usturoi de la Obidiți, de la... Mă rog. Râmnicelul, da. Scuzați-mă, Obidiți a rămas crescând nu, în zona nu contează. Aia. Deci nu sunt îndepărtate, nu sunt. Toată lumea, ne gândim că vin dintr-un partid social-democrat, vă dați seama că noi... Păi, exact, noi asta să este, sprijinim oamenii, că sprijinim, și așa e sărăcia pe noi. Și mai ales producătorii, să răspund și cetățeanului. Nu, avem un telespectator pe fir, după care revenim la discuție și răspundeți și primului telespectator. Bună seara, ne auziți? Termina, domnișoare. Bună seara! Vă rog frumos, spuneți-mi și mie, până în 90 nu se auzea de viara, de aviara, de toate astea. Cum se face că după Revoluție trebuie ca să închidem și ferma de porci, și ferma de găini, și ferma de nu știu ce și asta. Cum se face că până în Revoluție nu s-a auzit de așa ceva, după Revoluție, op, am auzit tot. Și mai ales că le închide pe lângă sectoarele alea unde sunt și gospodării care hai să-i ca să fim și pe aia, că n-am făcut discule. Să treci! O seară bună, era vorba despre reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare. Telespectatorul a încurcat invitații, nu-i nicio problemă. În această seară o să-l avem prin telefon și pe domnul dr. Moca de la DSV invitat și cu siguranță îi va răspunde telespectatorului. Domnule Manolache, haide să revenim la răspuns pentru telespectator. Să-i răspund cetățeanului, cum mă sprijinim? Deci noi nu putem sprijini... Deci sunt instituțiile statului, APIA, gen măcar, care... Măcar nu izgonim de acolo, deci da? Deci nu izgonim. Iar... Noi avem tarabe libere. Avem 25 de tarabe libere la producători. La societatea noastră, primul venit, primul servit. Fără alte telefoane, fără intervenții, fără absolut nimic. Deci nicio tarabă nu se dă pe ochi frumos sau asta. Deci avem tarabe libere, oamenii, avem deschidere... pot veni oricând, vin deci, producătorii. Deci ei la un moment dat trebuie să declare la APIA sau unde au, da, la APIA, da. ce cantitate de produse au vândut în piață. Vin, le ștampilăm bonul și deci suntem alături de ei. Orice problemă au legat de piață, că e o ușă desfăcută, că doamna director, restructurări, comasări, modernizări. Cu ce ați vrea să începem? Păi cu începutul, cum a spus. Haideți să vedem. Când a spus deci... restructurări, la ce v-ați referit? Nu v-a convenit echipa? Nu v-au convenit numărul angajaților? Munceau, nu prea munceau, nu prea se vedea la finalul lunii? Ce v-a deranjat? Pentru că dumneavoastră primul lucru asta ați spus, restructurări, comasări și modernizări. Deci, venind în modul privat... Din mediul privat, din, da. Din mediul privat, pentru mine eficiența muncii era și productivitatea era esențială. Într-adevăr, nu am fost primită cu... Brațele deschise, nu clar. Am fost primită cu brațele deschise. Le-a stricat cuibușorul. Nu pot să spun. Erau ca peste tot. Sunt niște tabieturi, sunt niște obiceiuri, sunt niște... Păi, trebuie să mai umblăm și pe la tabieturi și pe la obiceiuri, exact. Și să mai facem și treabă. Și în momentul când am făcut o analiză, vreau să spun că am găsit și oameni dedicați muncii în cadrul societății, oameni care lucrează și acum, oameni cu care fac echipă, nu, meritele din realizările societății nu sunt numai ale mele, deci lucrăm într-o echipă și chiar cu eficiență. Și am considerat, făcând o analiză la cheltuielile, în primul rând, unde se duc banii, unde este risipa, am constatat că unele activități nu erau prea bine mobilate. Unde cu... se duceau banii? Unde era risipa, doamna director? După părerea mea, în cheltuielile salariale erau în jur de 52% din cheltuielile. Câți angajați au fost trecuți pe linia moartă? Nu pot să spun că au fost trecuți pe linia moartă. Am,
Am preluat societatea cu cu o firmă de curățenie externalizată. Mi s-a părut o idee bună a directorului înaintea mea, pentru că s-au redus niște costuri substanțiale, făcând curățenia în piață printr-un serviciu externalizat decât cu proprii angajați, unde trebuiau să le dai salarii, bonuri. Câți angajați au fost acolo? Unde? La... la acest serviciu nou înființat. Externalizarea, nu, eu am preluat-o, nu știu să vă spun, am preluat-o externalizată. Am plecând de la asta, m-am gândit că aș putea să externalizez și alte servicii. Bun. Și, în primul rând, am comasat numărul de administratori de piață. Deci, piețele pe care le avem noi erau administrate cam de un singur administrator și am constatat că piețele care nu mai funcționează ca piețe au fost transformate în magazine și nu, acolo nu puteai să iei decât o chirie. Și așa am comasat administratorii și din 5 administratori au rămas numai 3. Ei, v-ați mai făcut și dușmane acum. O, da, nu, că nu și dușmane. Da, am externalizat serviciul juridic. Am considerat că luând o firmă de avocatură cu costuri mai mici decât plăteam salariații, am externalizat serviciul de contabilitate. Deci cu cât ieșiți pe plus acum, la final de lună? Cam cât să fie șeful de la comercial? E vorba de vreo... Da, câteva sute de mii sute de lei. Sute de mii de lei, 800, 900 de mii. Da. Nu pot să zic că oamenii care au plecat, mă bucur că au făcut treaba asta, dar am căutat să fac ceva eficient pentru societate. Domnul Manolache, ați fost de 6 ani de zile sunteți la piețe, târguri și oboare. Da. Ați prins și fosta conducere. Da. La momentul ăla, știind că sunt cheltuiele atât de mari, nu s-a putut face nimic? Sau era mai indulgent directorul de la piață la vremea respectivă? Nici nu trăiam vremurile astea. De indulgență sau... Indulgența nu s-au văzut ghilimelele, domnul... Da, eu am înțeles, nu. Numai un pic, vreau să mai menționez ceva. Când am preluat, era și treaba cu pandemia. Eram pe muche de cusit. Puteam să fim închiși a doua zi. Puteam să funcționăm sau să nu funcționăm. Ei, tot rău spre bine, nu? Da, deci asta a fost primul lucru care ne-a determinat că dacă nu mai funcționam, ce făceam cu clienții, ce făceam cu angajații și așa mai departe, cu toate că angajații au fost în șomaj tehnic, au fost... A fost grea perioada pandemiei, domnul Manolache. N-am trăit-o, dar a fost destul de grea, din câte am înțeles. A fost foarte grea, dar norocul nostru a fost că nicio piață din municipiul Buzău nu a fost închisă. Da, au fost câteva închise o perioadă, dar s-au transformat în piețe volante și așa mai departe. A fost Alciocu, singurul care a fost închis a fost Alciocu, dar... Am lucrat împreună cu primăria municipiului Buzău și am găsit formula de deschidere a târgului. Deci s-a deschis cu schimbarea denumirii piață volantă, cu asigurarea măsurilor care costau foarte mult, dar târgul Talcioc, piața volantă Drăgaica, este un mod de viață pentru o parte din buzoieni care vin și cumpără și vând și... Deci trăiesc tot ceea ce vând acolo, trăiesc o săptămână. Mai avem un telespectator pe fir. Bună seara, vă ascultăm. Alo. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Am revenit cu telefonul. Spuneți. Aș avea rugămintea ca invitații dumneavoastră, prin măsurile care le întreprind, pe care le-au luat, cum vin în avantajul cumpărătorul, al nostru care venim în piață să cumpărăm. Dacă se regăsesc acele măsuri în scăderea prețului, în calitatea mărfii, să nu ne mai dea marfă frumos expusă, dar când ne uităm în sacoșă e cu totul altceva decât e acolo. E adevărat că poate nu e menirea dumnealor, poate a celor de la protecția consumatorului sau așa, dar totuși ceea ce fac dânsii pentru ca virgulă conducere așa, dacă se regăsesc în serviciile pe care mi le oferă vânzătorii, producătorii și nu samsarii. Dacă tot ne-ați contactat în această seară,
Cum vi se par prețurile la tarabe? Cum vi se par acum la începutul postului Sfintelor Sărbători ale Crăciunului? Destul de piperate. Iertați expresia, piperate. Dar ce se întâmplă? Și trebuie să fie de acord dumnealor cu ce spun eu acum. Samsarii, comercianții fac prețurile și la producători. Adică în sensul că nu-i lasă să mai lase cât ar vrea dânsii să lase din preț ca să nu pierdă timpul, să vină să-și expună marfa, să o vândă repede, dar nu-i lasă. Dacă eu am mai discutat cu producători și am spus, păi, că dacă lăsă mai jos decât ei, ne ia la bețe, iertați expresia. E ceva care nu merge acolo în piață. Mă rog, dânsii au luat măsuri, au redus personalul, așa, dar nu se, aceste măsuri nu se regăsesc în prețurile care sunt în piață. Mulțumim acolo pentru intervenție. Mai aveți întrebări? Acolo aș vrea ca dumnealor, în ceea ce expun, să se axeze. Cum măsurile pe care le-au luat se regăsesc în buzunarul nostru, în prețurile pe care le plătim. Vă doresc o emisiune plăcută în continuare. Mulțumim pentru intervenție. Haideți să răspundem telespectatorului. Da, să răspundem. Deci noi ne concentrăm foarte mult, pentru mine cel puțin și pentru echipa pe care o conduc, clientul și satisfacția clientului nu este al clientului al tarabei, este al clientului final. Deci noi ne concentrăm ca clientul final să fie mulțumit. Măsurile care le-am luat, într-adevăr, au fost, fiind cheltuieli mai mici, și prețul tarabilor nu pot să spun, da, am avut cazuri în care am scăzut și prețurile. Noi suntem într-un fel obligați de lege să ținem pasul cu inflația, pentru că trebuie să afectăm veniturile bugetului local. Anul trecut, de exemplu, am făcut foarte mici modificări la, în sensul de mărire al prețului tarabei. Deci dacă taraba este mai ieftină, normal că și producătorul are alte costuri și își vinde marfa mai bine. Dar, repet încă o dată, prețul produsului nu-l facem noi, îl face piața. Ați văzut ce spunea telespectatorul? Degeaba ați făcut restructurări și comasări, pentru că nu se vede. Nu se vede în exact, prețul produsului. În prețul final. Produsului. Dar oamenii au așteptări, oamenii vor schimbări, doamna director, da. În bine și în favoarea lor. Da. Ce ne concentrăm noi să facem acum și vrem să facem cu partea de producție? Noi nu avem, că am mai avut tot felul de întrebări despre cum rezolvăm neregulile care s-au găsit la produsele alimentare, la carne, la lapte, la ouă. Da, o să avem și comisarii de la OSG. Da, noi nu gestionăm așa ceva. Piața din Buzău, piața centrală cel puțin, este un amestec. Deci, de jur împrejur sunt magazine private în care nu avem nicio competență. Ne-a explicat domnul Dinulescu. Deci nu avem nicio competență, dar este tot asimilat cu piața. Exact. Ce avem noi în schimb? Avem piața de lactate. Piața de lactate care, într-adevăr, nu este la cele mai înalte standarde de desfacere a produselor. Ca atare am luat măsuri, am avut două alternative. Ori să o modernizăm, deci de la zero, ori să o mutăm. Și am găsit varianta cea mai bună, să o transformăm de într-o clădire unde se vând la grămadă produsele lactate în niște module pe care să le amplasăm. Am găsit și locul, deci este o investiție pe care o avem aprobată în Consiliul Local, este în stadiu, din păcate nu s-a derulat. Nu este în așteptare, nu s-a derulat atât de repede cum am așteptat, pentru că a trebuit să obținem avize, autorizări și așa mai departe. Suntem în stadiu de autorizație, deci eu cred că maxim 2 săptămâni putem da, drumul la licitație. Anunțul de deci module vom avea, da? Vom avea module, dar clienții noștri sunt foarte încântați pentru că li se schimbă și condițiile de... Despre condiții și despre ce va însemna modulul pentru lactate vorbim imediat după intervenția cu domnul Dinulescu de la OJPC Buzău. Bună seara, domnul comisar! Bună seara!
Domnule comisar, alături de mine în studio se află doamna director Ivan de la SC Piețe, Târguri și Oboare din Buzău și domnul Valentin Manolache, șef serviciu comercial din cadrul Piețe, Târguri și Oboare. Domnul Dinulescu, aveți în ultima perioadă controle fulger, acțiuni în tot județul, mai ales în zona produselor alimentare, în piețe, târguri și oboare, în ultima perioadă. Haideți să vedem despre ce este vorba, ce nereguli ați depistat, câți agenți economici au fost sancționați și cât va mai continua această serie a controalelor, această avalanșă. Deci avem, în general avem controle tematice care privesc produsele alimentare, iar controlele operative le efectuăm doar în urma sesizării venite de la consumatori. Ce sesizări primiți de la consumatori pentru piețe? Pentru că ați făcut controle foarte multe în această perioadă. Deci, cum se vorbea și mai devreme, noi în general am verificat agenții economici care își desfășoară activitatea în piața Buzău. Nu mai puțin pe cei care sunt cu chirie pe tarabiră de la piețe, târguri și oboare. Adică mediul privat, da? Din zonă. Da. Deci, oricum, acum, având în vedere că se apropie sărbătorile de Crăciun, o să avem pe toată perioada controle tematice prin produsele de carne, produsele de patiserie și celelalte produse care se găsesc pe masa fiecărui peștele, român. Peștele și fructele, pentru că și la fructe au fost probleme. Da, deci v-am spus tot ce se află pe masa unui creștin de Crăciun. Câți agenți economici ați sancționat în ultima săptămână, domnul Dinulescu? Păi, săptămâna trecută au fost 26 de controle, 26 de agenți economici sancționați. Care este valoarea sancțiunilor? În jur de 64.000 de lei. În perioada asta a postului, pentru că am intrat în postul Crăciunului, unde, în ce zonă, mă refer la produse, unde veți face cele mai multe controle? Bine, prima perioadă este cu produsele de post, care se găsesc la majoritatea operatorilor economici cu care desfășoară activitate de comerț cu produse alimentare. Domnul Dinulescu, da? Vorbeați noastră de produse tradiționale care de fapt nu prea sunt tradiționale. Spuneați că ați făcut controle, ați făcut verificări. Ați mai depistat astfel de agenți economici în ultimele zile? În ultimele zile am avut alte tematici. Doar în baza unor tematici faceți controlele astea sau dacă eu vă sun sau vă trimit mesaj că am văzut acum se lucrează foarte mult pe Facebook la ANPC? Da. Deci, în urma sezurilor, venite pe toate canalele, adică ori pe Facebook, ori pe adresa noastră de mail de reclamații sau direct la sediul CGPC Buzău. Cumpărători, comercianții, nu știu, buzoieni, care sunt nemulțumiți de anumite situații din piețe, ați avut sesizări? Deci, în ultima perioadă nu am mai avut. Sincer. Lumea dar de ce era nemulțumită? De prețuri, probabil, de faptul că nu sunt etichetate? În general, de cei care vând la tarabă expun o anumită marfă în față și servesc consumatorii cu o marfă de o altă calitate. Asta e principala problemă. Și afișarea prețurilor. De obicei afișează cu multe decimale care duc în eroare consumatorul. Domnul Dinulescu, n-aș vrea să încheiem intervenția din această seară fără să vă întreb de acea directivă de la 1 ianuarie, referitor la meniurile din restaurante. Ce prevede acea directivă? Deci este vorba de regulamentul european 1169, da, care prevede ca de la 1 ianuarie meniurile să conțină și o etichetare în care să o etichetare nutrițională, care să se indice valoarea energetică a fiecărui produs, fie ciorbă, fie friptură, fie alte feluri de mâncare preparate. Bun, să știm și noi ce consumăm și cât consumăm, nu? Da, e vorba de conținutul de
Care a fost reacția? Care a fost reacția patronilor de restaurante? Pentru că și așa au fost îngenunchiați în perioada pandemiei. Cei de la hoteluri, restaurante, care a fost răspunsul? Deci, în general, regulamentele europene își fac efectul după o perioadă mai lungă de timp. Deci se știa încă din 2009 de faptul că de la 1 ianuarie 2023 o să intervină această modificare. Adică nu au fost luați prin surprindere. Sunt pregătiți. Sunt pregătiți. Normal că o să fie un mod mai greu de a, ca să faci un meniu în care să schimbi la fiecare conținutul și valoarea energetică. Va mai dura mult la noi. Dar mă rog, dacă nu trebuie... Nu va mai dura mult, pentru că de la 1 ianuarie deja noi facem, oferim consultanță operatorilor economici și de la 1 ianuarie o să fie și control. Mulțumim pentru intervenție, domnul comisar șef. Ținem legătura pentru că mai avem puțin până la sărbătoarea Crăciunului și cu siguranță veți mai fi invitat la TV Buzău. Mulțumim, domnul comisar. Mulțumim. Iată... Aș numai un pic, vreau să fac o precizare referitor la ce a spus domnul comisar. La nemulțumirile clienților final vis-a-vis de... etichetare și marfa frumoasă expusă exact, în față. Exact. Și... Noi am avut o campanie în urma, pentru noi orice sesizare este o metodă de îmbunătățire a activității. Vreau să amintesc încă o dată clienților din piață. În piață există două cântare de control verificate metrologic. Ne-am gândit chiar acum, am avut o discuție să le vizualizăm altfel, cu o reclamă din asta, sunt aici, folosește-mă, ceva de genul ăsta, o să punem niște afișe ca consumatorul să nu se ducă acasă. Dacă are dubii, are unde să-și verifice marfa. Am avut de asemenea o campanie de verificare a cântarelor comercianților și producătorilor. Toți comercianții au fost verificați, deci oamenii mei din piață au verificat cântarele. Am avut, noi nu putem impune clienților noștri să, cum să-și pună marfa într-un, e marfa lor, fiecare și-o vinde cum crede de cuvință. Dar am avut discuții și le-am sugerat, decât să pună marfă frumoasă deasupra și de desubt să fie marfa urâtă, să-și o pună pe trei categorii. Deci marfa mea costă 7 lei la grămadă, o pun pe cea de calitatea 1 cu 10 lei, cea de calitatea 2 cu 8 lei, cea de calitatea 3 cu 5 lei. Și atunci omul nu mai are dubii. Vreau să cumpăr marfă foarte bună, că nu, nimeni nu are marfă de nota 10. Deci marfa este așa cum este. Cine vrea să cumpere marfă bună să dea 10 lei, cine vrea să cumpere marfă mai puțin arătoasă, să zicem, să dea prețul ca să... Și s-au conformat comercianții? Da, unii din ei, cum să spun, s-au conformat după ce am stat de vorbă. Da, imediat am făcut. Trebuie tot timpul să-i ținem în priză. Da, dar trebuie modificat ceva să arate ca un fel de lege a piețelor, nu? Ceva da, modificat ca să se simtă obligați, da? Da? Mă simt obligat, nu mai păcălesc omul la preț, da? Eu îi dau produsul, nu tocmai în regulă și... În regulament se vorbește despre etică. Nu putem constrânge producători sau comercianți. Nu, putem hotărâ prin Consiliul Local, doamna director. Discutați cu colegii dumneavoastră consilieri, că și așa dorm prin Consiliul Local Municipal, mulți dintre ei n-au un proiect inițiat de-a lungul timpului. Nu facem politică în această seară, însă vă sugerez ce trebuie făcut, doamna director. Deci puteți modifica, pentru a veni în sprijinul populației, puteți modifica prin Consiliul Local da, acest lucru. Da, se pot modifica, dar în respect în legea. Clar, deci nu clar. Putem abuza făcând... Domnul Manolache, în calitate de consilier județean acum, că mai avem puțin până la finalul emisiunii, v-ați gândit la un proiect pentru a veni în sprijinul producătorilor autohtoni? Deci proiectele se depun la fiecare partid, se vine la un grup. Grupul merge și inițiază proiectul. Deci nu Valentin Manolache inițiază. Dar ați venit măcar cu ideea asta pentru încurajarea, sprijinirea și susținerea A fost un proiect comun a domnului președinte Neagu împreună cu domnul primar Constantin Toma la Drăgaică să punem la dispoziție două module pentru producători. Le-am pus la dispoziție, nu s-a prezentat absolut nimeni.
Deci au fost puse la dispoziție pe toată perioada săptămânii, mai ales că prindea și târgu duminical. Și care să fi fost dezinteresul, domnul Manolache, dacă au mai fost și alți ani în care v-ați gândit la producători și la fel le-ați oferit module sau, nu știu, spații? Pe toată perioada, mai ales târgul Drăgaică, târgul de toamnă. În alți ani la fel era? Da, noi s-a încercat crearea unei piețe de gro în târg. Adică comercianții să vină să-și... Nu, acum să încearcă domnul primar, o să demareze un proiect pentru niște depozite, pentru producători, să vină în sprijinul producătorilor. Sper să iasă, adică producătorii să își păstreze legumele și să le vândă în primăvară la alt preț. Avem un telespectator pe fir, după care revenim la discuție și vorbim și despre acest spațiu de care pomeneați dumneavoastră acum, pentru legume, fructe, pentru producătorii din zonă. Și nu am uitat nici de modulele pentru lactate, doamna director. Da. Bună seara! Bună seara, ne auziți? Da, să rămână, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, vă ascultăm. Cu cine stăm de vorbă, vă rog? De la Stoica mă numesc. Vă ascultăm, domnul Stoica. Da, vreau să vă spun un lucru. Doamna, mare dreptate a avut doamna directora din aur, cum a spus, cu marfa la producătorii. Așa a zis și producători, că nu știu ce măsuri să ia, domnule, odată pentru totdeauna să terminăm cu samsarii ăștia din piață. Că ne face viața grea oamenii ăștia. Nu știu cum să vă spună dumneavoastră. Deci, cu marfa, păi sunt foarte agresivi. Deci, dacă încerci să-i zici cuiva că, domnule, eu vreau marfă de aia de acolo, că prețul care l-ai pus pe asta de aici, din față. Deci, eu nu vreau să-mi dai de aia de la mata, din poală de acolo, care ai pus-o vai de mama ei, sau ce marfă aia. Nu, domnule, păi dacă i-ați vedea cum sar pe om, zici că e în stare să-l mănânce de viu. Deci nu e. Deci foarte mare dreptate. Nu știu cum să vă spun, trebuie luate măsuri și căutat odată pentru totdeauna, făcute, nu știu, o lege clară, cu acte, în regulă, cu... Mă uitam, vin toți copilașii, toți aia, vin în piață, parcă zici că ei sunt acolo mari șmecheri, dar v-am spus, n-ai voie să te legi de unul să-i zici ceva despre marfă, că te mănâncă de viu. Întrebări pentru invitații din această seară aveți? Păi asta este, deci să facă ceva, deci să, o inițiativă și dumnealor, ca să propună la cei care sunt îndrituiți să facă legi, să facă, domnule, să vină cu astea, cu propuneri mai clare, că dumnealor sunt acolo, nu vedeți, între oameni și știu mai bine cum stau lucrurile. Vă mulțumim pentru intervenție, invitații vă vor răspunde și dumneavoastră în această seară. Eu am venit cu ideea prin Consiliul Local să modificați. Mulțumim pentru idee. Deci noi suntem în permanență în dialog cu clienții noștri care au contract cu noi. Deci vreau să spun că am ajuns și la faza de avertisment scris pentru cei care într-adevăr au avut mai multe abateri, disciplinare să le spun așa în ghilimele. Le-am atenționat dacă se mai întâmplă să putem să încheiem contractele cu dânsii. Da, într-adevăr sunt conflicte între cumpărători și comercianți, dar și cumpărătorii i-aș ruga să fie mai atenți atunci când cumpără și să uite exact ce cumpără. Nu-l obligă nimeni să cumpere de acolo. Sunt 5-6 comercianți sau producători cu același produs unul lângă altul. Nu-i convine să cumpere de la unul, poate să ducă la celălalt. Este libera că de fapt de vă asta spun eu, dacă faceți acest proiect, dacă trece acest proiect prin Consiliul Local, îi liniștiți. Da. Domnul Manolache, ce înseamnă acel depozit despre care pomeneați dumneavoastră mai înainte, pe care intenționează domnul primar să-l, mă rog, să-l înființeze la Buzău? Producătorul român, da. Producătorul buzoian, vine, depozitează marfa. Am avut și în trecut o astfel de... Nu e vorba de depozite frig. Depozite frig pentru... ceapă, roșii, mai ales pentru roșiile. Din tot județul, din tot județul, din vecinele învecinate. Da, da, da.
Bun, asta da, da, ar fi, deci ar fi asta, un asta este un proiect care sper să se materializeze. Dar vă spun că... Ar ajuta producătorii să aibă timp îndelungat marfă pe tarabă. Clar. Clar. Da. Eu nu cred că toți comercianții din piață sunt agresivi și toate astea. Probabil telespectatorul nostru spune, s-a întâlnit cu astfel de specimene, da, da. Cunoaștem, cunoaștem exact problema, chiar persoana a fost avertizată. Singura soluție va fi rezilierea contractului. Noi cunoaștem toate problemele astea și pe Facebook și toate astea și ne doare că tot ce apare de piață apare negativ și toate astea. Eu... Deci încă o dată am rugat cumpărătorii să-și verifice marfa la cântarele de control. Poliția locală este în permanență în piață și asigură ordinea. Deci nu este problema să... Cel mai bine oamenii să vină la conducerea pieței, la dumneavoastră, da, exact, și să aducă exact la cunoștință. Deci, domnule, uite, de asta m-am lovit la tarabă, în piața din Buzău. Și încercăm în continuare să stăm de vorbă cu ei și chiar stăm de vorbă cu ei zilnic, că suntem zilnic în piață. Și, la, într-adevăr, cu prețurile. Este, prețul este, intră în atribuțiile noastre. Să... Prețul, afișarea firmei de producător sau societate ce este. Astea sunt verificate zilnic? Zilnic sunt verificate. Într-adevăr, sunt unii care... noi avem și niște etichete tip pe care le-am dat să-și afișeze marfa. Unii care spun 5,9 și 9 îl ascund în printre produse și nu se mai vede și zice că din costă, greșeală, din greșeală, da, da? Din greșeală acum din căzut, greșeală din greșeală, da. Toate. Avem da. Stabilită legătura telefonică cu domnul doctor Moca de la DSVSA Buzău. Bună seara, domnule doctor. Bună seara dumneavoastră, invitaților din platou și telespectatorilor care vă urmăresc. Domnule doctor, discutăm despre acțiunile de control din piețe, târguri și oboare. Din perioada asta mai avem puțin până la sărbători, am început și postul Crăciunului. Cum stăm la capitolul controle, verificări prin piețe? Pentru că știu reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Buzău colaborează cu reprezentanții piețelor, târgurilor și oboarelor, pentru că aveți în aceea zonă, nu? Birourile, sediul. Da, sediul da, este pus la dispoziție în baza unui contract de către reprezentanții SECE. Haideți să vedem ce controle avem în perioada asta prin piețe. Păi, în perioada aceasta, după cum bine știți, ca în fiecare an, noi desfășurăm controle de la, de la producător până la ultimul comerciant, deci de la unitățile de abatorizare, procesare, până pe tarabele din, existente în piețele agroalimentare. Și nu numai la nivelul acestor unități, noi desfășurăm controle și în trafic împreună cu reprezentanții IPJ Buzău. Chiar acum mă întorc cu un coleg de la o intervenție asupra unui transport de animale care nu era corespunzător. Unde ați depistat? Reprezentanții IPJ au oprit pe localitatea Merei, exact la Popas la Merei, un transport de animale care era din județul Buzău, se îndrepta către județul Prahova și nu câte animale? Despre câte animale este vorba, domnul doctor? 12 suine, 12 porci. Deci 12 porci. Domnul doctor, dacă tot ați depistat și avem exclusivitate la momentul ăsta, nu cumva lumea, de teama de a nu avea din nou pestă porcină, încep oamenii să plece în diverse zone, în diverse județe să-și vândă marfa? Vreau să precizez faptul că în județul Buzău la această dată evoluează doar un singur focar de pestă porcină comparativ cu alte județe, deci pot să spun faptul că la nivelul județului Buzău, cu excepția localității Căldărește, suinele se pot mișca între exploatații și nu sunt restricții din punct de vedere sanitar-veterinar. Ba din contră, în alte județe evoluează mai multe focare de pestă porcină, iar noi estimăm ca săptămâna viitoare să închidem și acest focar dacă nu mai apare, să spunem, vreun caz de pestă porcină pe raza aceleași localități. Deci n-ar fi o problemă, să spunem, mișcarea porcilor în județul Buzău, dar trebuie să fim foarte atenți, astfel încât din alte județe să nu, unde evoluează pesta sau de, pe teritoriul
României să nu ajungă animale infectate pe raza județului Buzău pentru a nu periclita, să spunem, comerțul cu porci, mai ales că se apropie sărbătorile. Domnul doctor, am avut un telespectator în cadrul acestei emisiuni care era revoltat și nemulțumit de faptul că a auzit el iar că se vor închide fermele cu gripa aviară, ne-au tăiat tot, ne-au luat tot ce-o mai urma. Ce să le spunem oamenilor acum? Probabil circulă anumite zvonuri. Într-adevăr, a fost un an dificil și pentru serviciile veterinare, având în vedere faptul că din jur împrejurul României au fost multiple focare de influența aviară, dacă ne referim la gripa aviară, respectiv în Ungaria, Bulgaria și Polonia, și tocmai de aceea au fost luate anumite măsuri la nivelul tuturor exploatațiilor de păsări, măsuri de biosecuritate. Noi nu am avut în județul Buzău, au fost câteva cazuri în România, dar în special la păsării sălbatice și doar la nivelul a două exploatații comerciale anul acesta a fost gripa aviară în România. La această dată nu evoluează gripa aviară, în schimb trebuie să fim precauți, să fim preventivi, astfel încât să nu ajungă virusul la nivelul exploatațiilor din județ. Haideți deci să revenim la perioada asta și controlele din piețe. Controlele din piețe sunt zilnice, după cum vă pot spune și reprezentanții SECE Piețe Târguri și Oboare, pentru că știți că noi avem o colaborare cu dânsii și zilnic verificăm produsele aflate în piață. Personal și din punctul meu de vedere, aș vrea să fac aici o paranteză și o mențiune, ca dacă există posibilitatea din partea dânșilor să mărească oarecum spațiul destinat producătorilor care își comercializează produse de origine animală, și aici mă refer la carne, ouă, pește, astfel încât aceștia să își desfășoare activitatea într-un spațiu închis, într-un spațiu unde există temperatură controlată. Și aici dânsii știu la ce mă refer, la vitrine frigorifice și așa mai departe. Și spații igienice. Păi, invitații o să vă răspundă. Haideți să vedem ce ne anunțați în seara asta. Da, iar noi începem deja, avem controle în trafic și o să începem controle la nivelul unităților, v-am spus, de abatorizare, de procesarea cărnii, la unități de tipul carmangerii, măcelării, până la unități de tip supermarket, hipermarket, magazine alimentare și piețe agroalimentare. Domnul doctor, vă mulțumim pentru intervenție, mulțumim că a stat de vorbă cu noi în această seară, mulțumim pentru exclusivitate la TV Buzău. Mulțumesc Iată... frumos, chiar acum, da. Reprezentanții DSVSA Buzău în controle în trafic. Mulțumim, domnul doctor. Doamna director, haideți să-i răspundem domnului doctor. Deci creșterea gradului de confort al spațiilor din piețe și crearea unor condiții optime de igienă este unul din obiectivele noastre. Un spațiu mult mai degajat, dar, mult mai mare, mult mai pentru cei cu pește, cu carne, la asta încă s-a dată, repet, unde am putea? Cum am putea? Încă o dată repet, noi nu gestionăm acest timp de comerț. Noi nu avem, în cadrul SECE Piețe și Târgu și Oboare, contracte cu comercianții de pește, carne și așa mai departe. Păi și ce caută în acea zonă? Sunt acele magazine private care sunt de jur împrejurul pieței. Și totuși, domnul doctor lucrează de ani buni de zile acolo, e sediul în incinta Piețe, Târguri și Oboare și totuși dumnealui a venit cu acest apel către dumneavoastră. Ia spuneți, domnul Manolae. Numai un pic. Probabil că se referă în perioada când se vând, în perioada Paștelor, când se vând miei. Asta este singurul... Păi nu, era vorba de perioada asta. Nu, noi nu gestionăm așa ceva. Se asimilează ca și piață, da. Tot ansamblu. Deci piață. Piață centrală, dar noi ca și piață, suntem numai unde sunt arabe. Gestionăm partea de tarabe. Partea de tarabe. Restul sunt magazine private. Adică legume și fructe. Exact. Legume și fructe. Atât. Și avem restul piața, treaba lor. Piața de brânzeturi. Celelalte sunt magazine private. Nu avem absolut nicio competență acolo. Dânsii au competență de control. Miram aș să nu fi știut, domnul Moca, până acum. Da, dar nu cred că a fost altceva. Cred că s-a referit strict la brânzeturi, la piața de brânzeturi. Ei, discutați cu dumnealui mâine, da, pentru da, că da. Sunteți acolo. Împreună cu colegii dânsului, noi suntem colegii și eu mergem zi de zi în piață, și, fiind, venim în sprijinul cetățeanului, dar eu rog cetățenii municipiului Buzău
să nu renunțe la piață și la produsele românești, să meargă către supermarketuri, că supermarketurile, produsele sunt tot parte din ele românești sau parte din ele din alte țări și profitul lor merg afară, nu rămâne în țară. Samsarul ăla, cum îl denumesc el, hrănește niște familii în Buzău, în municipiul Buzău. Nu sunt de acord cu samsare, nu sunt îi țin în brațe sau, Doamne ferește. Am luat decizia împreună cu doamna director și ceilalți colegi să sancționăm. Și suntem și vom fi mereu în sprijinul cetățeanului, în sprijinul buzoienilor. Vom pune niște panouri publicitare cu niște cu articole din lege împreună cu domnii de la Protecția Consumatorului, care dânsii au pe legea 12 competențe pentru că nici poliția nu mai are pentru confiscări și toate astea. Deci, ce mă bucur că a dispărut acel 99 care era pe Facebook, când vedeam 99, deci în piețele de municipiul Buzău, nu vedeți 99. Dar și la supermarketuri... Vedem 90. 90. Doamnă, și la Carrefour, scuzați-mă, și la supermarketuri și la toate astea, prețul este mai mic în colțul din dreapta. Deci nu cred că buzoienii sunt mai răi decât cei de la supermarketuri. Eu sunt subiectiv, țin cu... Proiecte cu... pentru piața centrală din Buzău, pentru SECE, piețe, târguri și oboare în Buzău. Ce proiecte avem? Pentru că mai avem puțin până la finalul emisiunii. Deci, modulele lactate. Modulele lactate. Deci, cum a spus, sperăm ca săptămâna viitoare să ne iasă autorizația de construcție și să demarăm până la sfârșitul anului. Vrem să începem ceva. Intenția mea a fost să și terminăm, dar a durat mult cu autorizările. În piața centrală, în contextul economiei de energie electrică, am schimbat instalația electrică cu becuri tip LED și nu numai în piața centrală, ci în piața din Micro 5 și la Obor. Și ne așteptăm la o economie substanțială de energie electrică și pentru noi și pentru comercianții cu care avem în celelalte piețe care au contoare separate și participă și ei la costurile de energie electrică. Iar de mâine, nu spun vorbe, chiar de mâine... Tot exclusivitatea la Televizor. Bun, de mâine, bun. Avem o întâlnire cu câțiva participanți la licitație pentru... refacerea tarabelor din piața centrală. Tarabele, în special în zona producătorilor, din cauza saramurii, de la varza murată, de la murături și așa mai departe, au ajuns într-un anumit grad de degradare, de rugină și așa mai departe. Și am hotărât să începem cu ei. Mâine. Acolo au depistat și inspectorii OPC în regulă, cu tarabele pline de rugină, mai spunea un exact, da. Da, da, da. Da. Și am stat de vorbă și cu producătorii, că mergem în zona lor. Am făcut așa un scenariu, cum să nu-i afectăm nici pe ei, pentru că tarabele din piața centrală, nu știu dacă știți, sunt placate cu... blat de ciment. Deci e greu să le iei, să le duci în altă parte, să le... Deci o să facă acest lucru după amiază, spre noapte. Ei au fost dispuși să lipsească două zile de la piață, în așa fel încât să oamenii să poată lucra și să se usuce și bine vopseaua și să nu afectăm nici ceilalți producători care au rămas și sperăm că noi ne-am propus măcar 100 de tarabe să rezolvăm până la sfârșitul anului. Domnul Manolache, și tot în exclusivitate la TV Buzău, cum arată profitul după o lună la SECE, piețe, târguri și oboare Buzău? Haideți să zicem de când a preluat doamna director mandatul. Da, nu stăpânesc de aproape... Nu trebuie să-mi dați o cifră exactă, că cum arată comparativ cu alți ani? Dar de trei ori mai mari. Deci de trei ori mai mare. Da. Profitul la SECE, piețe, târguri și oboare în Buzău. Da, să știți că profitul ne ajută, conform legii, noi
minim 50% din profit. Cum a putut o femeie să schimbe lucrurile la SC Piețe Târguri și Oboare Buzău? Nu o femeie a schimbat-o, colectivul. Păi, colectivul, doamna director, da. Colectivul ăsta a fost și în trecut. Da, ne dă cu virgul. Probabil că am reușit să facem echipă. Și ăsta este un lucru foarte important în conducerea unei societăți. Echipa Schimbă tot, da. Da, bun, și mentalitatea. Bun, doamna director, vă mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Mulțumesc. Cu siguranță mult, o să vă mai am invitată, da, pentru că plăcere. Avem multe de discutat, da. Și multe de aflat de la dumneavoastră. Domnul Manolache, vă mulțumesc pentru și prezență. Eu sper ca și pe viitor să participați alături de noi la subiectul zilei, dar în calitate de consilier județean, și chiar puteți veni și cu alți consilieri județeni, colegi de-ai dumneavoastră, pentru că sunt multe de discutat și de aflat, pentru că oamenii, de cele mai multe ori, nu-și cunosc consilierii, nici consilierii locali municipali, nici consilierii județeni. Și de ce să nu ne întâlnim noi la TV Buzău și să le povestim oamenilor despre proiecte pentru comunități? Întotdeauna colegii și consilierii județeni și cei locali sunt deschiși, n-au fost vorbind și proiectele s-au făcut pentru oameni. Clar, asta e. Nu se face absolut nicio diferență că el este din altă parte, primarul respectiv, și să vede ce investiții au fost în municipiul Buzău și în județul Buzău. Deci nu s-a făcut că, domne, e de la altă culoare politică sau... Nu are ce căuta culoare politică. Pentru că aici trebuie să termine oameni. Chestiile astea. Și eu cred că nu cred că puteți să spuneți ceva de consilieri. Da, nu am spus nimic de consilieri. Am spus așa la general, că lumea vrea să cunoască consilierul local, consilierul județean. Da, eu nu cred că dacă i-ați invita, nu ar veni. Vin cu drag. O să iau lista de săptămâna viitoare și drag, o să deci iau colegi, la rând. Colegii mei sunt deschiși și să știți că mulți dintre ei nu prea au, vorbesc, își fac treaba în teritoriu și noi mergem în teritoriu. Păi de asta m-am gândit să nu invit nici consilier local, nici municipal, nu, oricum mai emotiv. Așa, să știți că nu suntem emotivi. Nu suntem emotivi. Mergem în teritoriu și avem și audienții, discutăm cu oamenii din teritoriu, în zonele arondate. Deci fiecare consilier are o zonă arondată pentru audiențe. O să facem și emisiuni la subiectul zilei despre ce înseamnă o audiență a consilierului județean. Venim în sprijinul cetățenilor, a primarilor, a viceprimarilor, nu să punem problemă unde... Eu vreau să închei, asigurând cetățenii că depunem toate eforturile, suntem alături și de ei și de chiriașii noștri, în așa fel încât, prin comunicare, prin informare, să dispară acele conflicte între clienți și cumpărători. Să mergeți cu această idee la consilierii locali municipali. Încercăm, despre care v-am spus. Căutăm baza legală. Exact, și, căutați baza legală, da, ca să nu ne mai păcălească nimeni. Da. Mulțumesc încă o dată, doamna director. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc, da. Domnul Manolache, vă mai așteptăm la TV Buzău. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Încercați să fiți buni, zic eu, pentru că am intrat și în postul Crăciunului. Și mâine seară ne revedem tot la ora 17 la TV Buzău. Invitată va fi doamna director Geta Burducea, fost inspector școlar general, actualmente director la Colegiul Economic din Buzău. Vom vorbi despre învățământul de ieri, învățământul de azi, privind așa, din postura de director acum, cândva inspector școlar general. Avem multe de povestit și mâine seară. Numai bine, la revedere! Mulțumesc!